Bun, atunci haideți să ne întoarcem la originea omului și la percepția acestei probleme în gândirea, să zic așa, prezentă, contemporană. Având în vedere că oamenii preferă, așa cum spuneam inițial, o origine nobilă decât una foarte întâmplătoare sau accidentală, până la urmă, dacă venim lucrurile din punct de vedere biblic, a unui creștin, pentru că am stabilit că să venim din punct de vedere a unui creștin, un creștin se simte confortabil cu o imagine destul de concretă și destul de precisă a originii omului, decât una care nu poate fi datată în timp. Ca și creștin acum, și eventual ca pastor creștin, cum răspunzi unei asemenea provocări? Trebuie să recunosc că datele științifice sunt foarte inconfortabile. Datele științifice sunt inconfortabile. Deci dacă le studiem prin interfața site-urilor creaționiste sau literaturii creaționiste, ne putem liniști. Pentru că aceștia de obicei filtrează informațiile științifice în așa fel ca să apară un fel de straw man. Deci nu este informația reală, este informația prezentată într-așa fel să nu fie credibilă. Dar orice cine și-a luat timp să studieze în mod serios datele științifice care provin din genetică, din paleontologie, din anatomia comparată, din antropologie, chiar și din arheologie, înțelegând de arheologie date de acum 30.000 de ani, relativ recente, nu poate să nu ajungă la concluzia, în ultima instanță, dacă are curajul să meargă pe la capăt, că conceptul că omul are un strămoș comun cu primatele este foarte, foarte solid, foarte solid. Și din punct de vedere științific nu poate să fie, numai că e foarte probabil, dar există argumente peremptorii, deci argumente care sunt irefutabile, la fel ca și unul și cu unul fac doi. Anume, sunt aspecte care, de, să zic, retrovirus inserați în ADN-ul, de gene false cu mutații similare între litere, deci vorbim de 4 litere, da? De șirul lungi de 4 litere, de 3 miliarde de litere. Bun. Anumite modele să apară accidental în aceeași poziție. Modele care nu au nicio funcție în afară, sunt pure accidente genetice. Și la om și la cimpanzeu este, probabilitatea este 1 supra 3 miliarde la puterea a doua. Deci este imposibil matematic. Atunci, care este problema? Ca pastor, eu am două căi. Ori a spune, sau sunt trei căi. Prima cale este cea pe care consider că o fac foarte mulți pastori inteligenți și informații. Eu cunosc adevărul, dar adevărul nu este bun pentru membrii mei. Da? Deci membrii mei trebuie cam ceva ca Marele Inchizitor în Dostoevski. Adică noi știm adevărul. Dar oamenii, cum ai spus, sunt confortabili cu minciuna. Așa că pentru a le păstra confortul, o să-i mințim. Fiindcă iubim. Așa cum ne mințim copiii. Da? Sau când pe un om brav de cancer îl miști pentru confortul lui. Deci așa îi mințim pe membrii. A doua ar fi ideea că pe mine numai adoptat în postmodernă. Anume că adevărul nu poate fi cunoscut oricum. Și dacă oricum nu poate fi cunoscut, accept ce spune Biblia. Și a treia este fundamentalismul religios, da? În sensul că nu neapărat iau doar litera Bibliei, dar apelez la creaționismul științific și spune că este o conspirație a oamenilor de știință. Și sunt oameni de știință creștini care au dovedit că geneza este adevărată și bineînțeles că aceștia nu sunt ascultați în afară, fiindcă este o conspirație acolo. Și are o conștiință foarte confortabilă. Că noi suntem Am înțeles. Da. Dar care e poziția mea? Da, care e poziția acum? Eu trebuie să stabilesc o poziție. Pentru că ce se întâmplă? În afara lumii noastre mici și înguste, cercul nostru strâmt în care norocul ne petrece, alți teologi creștini, la fel de sincer, chiar dacă noi numim babiloneni sau cu semnul fiare și alte lucruri, s-au afruntat cu această problemă. Și au fost mai luminați și au mai multe informații decât noi. Și răspunsul este foarte simplu. Omul are două dimensiuni. Una este dimensiunea animală sau biologică, pur biologică. Și asta este ceea ce numim suflet. Acum nu trebuie neapărat să ne gândim la suflet în sens de dualist, platonic, sau în sensul care văd bisericile care cred în învârea sufletului. Problema este că există ceva ireductibil la biologic, la creier. Conștiința noastră nu poate fi redusă la creier. Este o funcție a creierului, dar ireductibilă la toate părțile creierului. Da? Și există atribute și activități specific umane care nu pot fi, nu au nicio funcție biologică, ci o funcție pur umană. În timpul nostru spune mai mult de cultural, dar vorbesc religie, artă, filozofie,
relații în familie, iubire, toate aceste lucruri, dansul, poezia, mă rog, activitățile comune, toate aceste activități creative, toate acestea nu numai că nu se referă la biologic, nu pot fi explicate evolutiv. Acum, problema este că partea biologică a omului, inclusiv creierul, se explică foarte bine prin mecanisme de evoluție și numai că se explică foarte bine. Există dovezi foarte clare că acestea sunt rezultatul unei evoluții. Dacă eu chiar există, faptul că există mai mulți hominizi contemporani cu Homo sapiens în istorie, Neanderthal, Homo denisovanus, Homo florensis, toți aceștia sunt contemporani cu Homo sapiens. Creier mai mare ca al nostru, poate, folosesc haine, folosesc medalul de Homo sapiens, da? Lucrul acesta deja trebuie să ne convingă că a existat o evoluție a creierului care a putut crea mai multe specii de hominim. Ceea ce nu poate fi explicat prin mecanisme evolutive este omul ca om, nu omul ca animal. Ori, pentru că noi suntem destul de înguși la filozofie și la studiul culturii și alte lucruri, noi adventiștii nu realizăm că omul ca om nu se duce la omul biologic și noi vrem neapărat ca omul biologic să fie făcut după chipul lui Dumnezeu. Ori adevărul este că omul, din punct de vedere biologic, este după chip perfect după un primat. În 5 degete, păr, apucături de primat, nu trec la alte detalii, da? Sexual, ca agresivitate, social, omul are foarte multe în comun cu primatele. Deci în viziunea ta omul are avea două dimensiuni. Absolut. Dimensiunea biologică, și asta e biblic. Rezultatul unei să zic așa, unui proces natural. Categoric. Și omul, să se spunem așa generic, da? Omul spiritual, da? Care nu poate fi explicat prin niciun fel, exact, de mecanism. Și atunci care ar fi rezultatul, să zic așa, să spunem, unui proces sau unui, da, moment sau unui act supranatural, da, unde îl invocăm pe Dumnezeu. Da, da. Bun. Acum, n-ar fi mai simplu, mai logic, da, și mai la îndemână, până la urmă, reducționismul pe care, da, îl propune Dawkins? Da. Și anume, ori accepti, da, teoria evoluției cu, da, toate implicațiile ei, da, și anume, nu există Dumnezeu. Da. Există un moment necunoscut, da, în timp, cum spune o, da, conspirație, da, a legilor fizicii care au produs, da, acest accident fericit numit planetă, da, om, viață și așa mai, da, departe. Ori, pe de altă parte, își provoacă să zic așa, criticii, acceptați-l pe Dumnezeu așa cum este, fără să vă mai încurcați cu aspectele, să zic așa, ale științei. Da. Cu alte cuvinte, Dawkins condamnă evoluționismul teist. Da. Din punctul de vedere, este o încercare de a introduce, da, pe Dumnezeu pe ușa din spate, da, istoriei. Da, da. Și aparent, da, este destul de logic. Și atunci, da, întrebarea mea în acest context vine în felul următor. De ce am avea nevoie de Dumnezeu, da, în această explicație, în această cosmologie? Da. De ce am avea nevoie de Dumnezeu? Doar pentru faptul că nu putem să explicăm anumite mecanisme care țin de partea, să zic așa, da, spirituală? Okay. Până la urmă, Sam Harris și alții, da, încearcă să ofere o explicație foarte, da, naturală a tuturor acestor procese, da, începând de la dragoste, sentimente, da, dreptate morală. Cred că Sam Harris totuși nu reduce conștiința la biologic. Sam Harris, care a studiat yoga și, mă rog, budismul. Da, e adevărat că îl cochetează, da, cu anumite... Nu, da, dar el afirmă pozitiv ca neuroscientist, ca om de știință, neuroscientist, că, și de fapt Harris s-a detașat de celălalt, cavalerea. Bun, e adevărat. Bun, dar de ce, da, avem nevoie de Dumnezeu? Asta ar fi, bun, întrebarea. Asta e întrebarea. Mai întâi, aș vrea să vă spun că Dumnezeu nu este o ipoteză științifică. Nu este. Dumnezeu nu este o ipoteză științifică. Și de la începutul revoluției științifice a fost principalul scandal al Galileo, a fost dispensarea de causa finalis. Știu că am un capitol în cartea mea, da? The End of Causa Finalis. Deci, dispensarea de causa finală a lucrurilor, care pentru Galileo a fost o piedică în explicarea lumii. Adică dacă vrei să iei o cauză finală, nu ai de ce este universul așa cum este. Deci, și vreau să spun lucrul acesta atunci când facem știință, noi nu putem face cauză finală. Și bun, deci știința, da, prin natura ei, fiind o știință, zic, da, așa, avem o dimensiune empiricistă. Ia universul ca fără un motiv, fără știința, până la urmă, nu are niciun fel de, să zic așa, nuanță disteleologică. Exact, da? Exact. Deci lipsește teleologia. Da. Și atunci problema care este? Dacă nu are o teleologie, nu are nevoie nici de Dumnezeu ca o ipoteză. Pentru că Dumnezeu ca ipoteză nu este, deci, Dumnezeu naiv din design al lui William Paley, da? Care nu poate exista ceasul fără ceasurnică. Corect, da? Dar, da, totuși mesajul creștin sau mesajul biblic, la modul general, este, da, un mesaj puternic teleologic, adică un scop teleologic, precis. Teleologic, da, dar Dumnezeu ca teleologie,
este, nu este subiectul științei. Nu este. Deci, ipoteza științifică nu e teleologică. Să vorbim de la început. Deci, orice savant, că aici este conflictul între creaționiștii care seamănă o confuzie voită în privința aceasta. Orice savant care intră în laborator nu face teleologie. Pentru că în momentul când face teleologie, el deja știe ce răspuns să caute. Da? Uh-huh. Orice savant care caută ce numeau Aristotel cauza eficientă, nu cauza finală. Uh-huh. Deci, Dumnezeu ideea, când, de exemplu, la plasa lui Napoleon, n-am avut nevoie de această ipoteză. El a avut dreptate, da? Deci, ipoteza newtoniană era că mișcările corpului sistemului solar nu pot fi explicate fără mâna care intervine când și când să mai aranjeze bilele de biliard. Uh-huh. Ori la pas a dovedit că matematica funcționează perfect. Și numai atât, chiar și sistemul solar s-a format dintr-o nebuloasă, conform legilor lui Newton. Ori lucrul acesta e confirmat acum de observații în astronomie. N-are rost să... Uh-huh. Deci, asta este o problemă, că nu avem nevoie de ipoteză, de Dumnezeu ca ipoteză. Ideea că noi, ideea unui Dumnezeu ca ipoteză este ideea Dumnezeu golurilor epistemologice, Dumnezeu the God of gaps, da? Să căutăm mereu în univers ceva ce n-a putut să apare fără intervenția lui Dumnezeu. Eu când spun că omul ca om a fost creat de Dumnezeu, nu spun că altfel n-am explicație cum este așa cum este. Poate fi un factor care nu înțelegem încă, natural, da? Uh-huh. Deci un evoluționist va spune, poate fi un factor natural care nu îl înțelegem. Eu spun ce spun pentru că pentru mine Dumnezeu, din punct de vedere filozofic și teologic, eu accept existența unei cauze finale a lucrurilor și de aceea văd existența omului ca încadrând într-o cauză finală a Universului. Și aici văd intervenția la Dumnezeu. Acum aș vrea să mai spun un lucru. Problema este că dacă lăsăm la o parte lumea organică și privim Universul, dezvoltarea lui. Nu spun refer la Big Bang, da? Big Bang este o ipoteză, o teorie, da? Dar nu este doar o teorie. Eu mă refer la Universul care poate fi observat în istoria lui. Ținând cont de viteza luminii, ne vedem Universul în istoria lui. Nu vedem Universul prezent, când primim pe cer, cum spunea și Eminescu. Noi vedem foarte clar că acest Univers a evoluat. Și a evoluat de la un nor de hidrogen, mă rog, asimetric așezat, la structurile prezente și la toate chimicalele din tabelul Mendeleev prezente. Deci asta ne spune clar că Dumnezeu lucrează prin mecanisme evolutive. Același lucru spune și Iisus. Împărăția lui Dumnezeu se aseamnă cu. Și totdeauna există ceva care crește și trece prin diferite etape. În ultima instanță, din punct de vedere spiritual, creștinii recunosc că există o evoluție. Din punct de vedere spiritual, creștinii recunosc că există un plan de mântuire, o istorie a mântuirii, o istorie a spiritului uman, o dezvoltare a spiritului uman, există în viața individuală o evoluție a spiritului uman. Problema noastră este că în timp ce acceptăm că este o dezvoltare naturală a individului de la celulă la creier, nu putem concepe că poate există o astfel de dezvoltare naturală de la celulă la creier, nu în afara individului, ci la nivel de biosferă. Dar aceasta există, asta dovede știința. Deci mi se pare normal ca Dumnezeu să lucreze după același model. Universul l-a creat dintr-un bob care s-a dezvoltat. Eu și cu tine am ieșit dintr-un bob, din două celule, care, și de ce suntem acum, da? Două celule nediferențiate au fost la început. Viața toată, mă rog, viața spirituală se dezvoltă de la sămânța cuvântului până devine un copac în care se ajunge păstrele cerului, ne spune Iisus. De ce să ne acceptăm că și biosfera s-a dezvoltat ca toate lucrurile din împărăția lui Dumnezeu. Omenirea ca civilizație s-a dezvoltat nu prin intervenția lui Dumnezeu de a pedepsi pe unul și a smulge pe unul și a pune pe altul tot timpul, vizibilă. Ci omenirea ca civilizație s-a dezvoltat prin dezvoltarea economiei, a producției, a tehnologiei, a științei, a societății, a culturii. Deci omenirea a avut o evoluție. De ce am spune că biosfera este separată? Că se pare că asta e paradigma lucrurilor lui Dumnezeu în tot universul. Mm-hmm. Bun, atunci legat de cele trei posibile variante, da, de care ai spus că ar putea să aducă o anumită explicație sau să împace, da, cele două elemente. Da. Deci n-ar putea fi posibilă și o altă variantă, da, în care încerci să reduci esența, da, mesajului biblic, să reduci, da, mesajul biblic la esențe, da, fără să te cramponezi și să te, să zic așa, împiedici de, da, anumite, să zic așa, anumitul balast cultural, da, sau ideologic, da, în același timp lăsând
loc liber pentru orice posibil model, orice posibilă variantă de explicare a unor procese în lumea naturală. Da. Adică, de exemplu, dacă cineva ar spune, domnule, eu cred că există Dumnezeu, eu cred că Dumnezeu l-a creat pe om, nu intru în legătură, nu intru în amănunte, nu resping, să zic, cercetările științifice, dar nici nu mă pot declara, să zic așa, explicit, formal, ca, să zic așa, un creștin evoluționist, corect, în sensul de... Să spun de ce nu pot face aceasta, da? Răspunsul este un răspuns postmodern. Okay? Deci ceea ce caracterizează atitudinea omului postmodern este că el nu crede într-un adevăr total. Nu simte nevoia să integreze toate informațiile despre lume într-un tot. Eu mă consider un creștin modern sau poate, dacă vrei, într-un anumit, ironic spus, fundamentalist. Da? Pentru că există adevăr. Nu există un tabel incoerent al lumii. Problema este pentru mine, problema cea mai gravă este pentru mine, ca unul care a căutat toată viața să-mi dovedesc mie însumi că evoluția nu există. Deci eu sunt omul care a căutat să dovedească că evoluția nu e adevărată și să demonstreze. Și vreau să spun că n-am luat-o pe calea ieftină a argumentelor de doi bani. Da? Uh-huh. Am luat cursul de biologie, am studiat, am făcut tot ce am putut în privința asta. Și mai ales că evoluția omului n-a avut loc. Problema este că toate faptele științifice duc în direcția aceasta. Eu nu pot renunța la un tablet coerent al lumii. Eu cred că natura este o revelație de la Dumnezeu, la fel cum este și Biblia și cum este și viața. Uh-huh. Da? Și eu cred că acestea sunt unitate. Nu accept nici teza lui Karl Barth, adevărului dublu, nici ideea de 1984, a double talk și double think, da? Deci, eu cred că toate acestea sunt, din punct de vedere epistemologic, într-o unitate a lumii, unitate logică a lumii. Este o unitate a omului modern, nu a omului postmodern, recunosc. Dar problema este că eu găsesc această unitate între Biblie și natura în domeniul filozofiei, nu al științei. Iarăși repet, greșeala adventiștilor și a tuturor fundamentaliștilor e că ei încerc să facă saltul de la Biblie la lumea cum e descoperită de știință. Și fiindcă nu poți să le împace pe cele două, ei trebuie să ciuntească în tabloul lumii, să-l facă imperfect. Eu cred că această relație între universul descris de știință, cum spune, universul perceput de simțuri și cel descris de știință și Biblie, se face printr-o disciplină numită teologie naturală, care are o tradiție veche în creștinism și pe care adventiștii nu au treabă cu ea, în general, da? Teologie naturală. Și cred că această teologie naturală a generat câteva ramuri de filozofie seculară, foarte productive, începând din secolul XVIII încoace. Și Hegel probabil că a fost sinteza cea mai puternică care există între gândirea creștină și modernitate. Problema este că creștinismul, începând din secolul XX, deja merge spre postmodernism sau anumite ramuri din creștinism. Pentru mine, primul postmodernism este chiar Karl Barth, cu adevărul dublu. Adică știința are dreptate, e alt adevăr și Biblia e alt adevăr, știi? Nu există două adevăruri, ok? Deci anumite părți din creștinism au mers în direcția asta, pe de altă parte, filozofia opuseană s-a sinucis în secolul 20, așa cum știi cu toții. Deci filozofia recunoaște că nu mai are un domeniu legitim de studiu. Și atunci demersul tot se înscrie în registrul teologiei naturale? Categoric, da. Deci eu am spus că sunt conservator. Demersul meu se scrie la întoarcere în secolul 19. Când am dat socoteală de cartea mea în fața profesorului Andrews, m-a întrebat, păi, cum de ignoră atâția autori și filozofi din secolul 20? Nu neapărat credincioși, da? Uh-huh. Dar referitor la libertatea, vezi ce-o spus așa, bătrâne. Pentru că scopul meu este să mă întorc la secolul 19. Da? Deci pe mine mă trebuie să intru în secolul 20, pentru că acolo s-a gripat. Deci e problema de construcție. Ne întoarcem acolo de unde am plecat, da? Deci din secolul 19 început noi am mers în o direcție greșită. Bun, ce anume în secolul 19 ar putea să ne ofere răspuns la dilemele noastre contemporane? Bun, filozoful cel mai mare al secolului 19, care, deci vorbesc de filozofie acum, da? Care a fost un teolog, este Hegel. Deci Hegel a creat așa metodă numită dialectică, în care este sinteza contrarilor și istoria privită ca proces. Hegel a avut un epigon numit Marx. Okay? Marx care ne-a dat o extraordinară metodă de analiză a problemele sociale. Analiza făcută de el este depășită, da? Dar ca metodă, Marx însă stă în picioare și a pus bazele în sociologii științifice. Corect, dar nici dialectica lui Hegel nu este nici prea științifică și nici prea logică.
în vedere că nu este logică după logica formală, tocmai aceasta este problema. Deci, într-un proces, ideea de bază la Hegel, da? Lumea este într-un proces. Este un proces într-o continuă schimbare. Asta este un fapt. Într-o continuă schimbare, se întâmplă că ceea ce astăzi este, cum e într-un film de Hollywood, da? Cineva este the good guy și altul the bad guy. Dar la jumătatea filmului încep să descoperi că the good guy nu este chiar așa de good, că e un psihopat, de fapt, și așa mai departe. Deci, în istorie, se întâmplă mereu această dialectică, că anume ceea ce era bun la un moment dat devine rău și ceea ce era rău devine bun și așa mai departe. Deci, idealul Hegel a fost că există totuși un adevăr total, definitiv, deplin spre care merge istoria. Acum, Marx a aplicat această metodă la probleme sociale și Marx a încercat să găsească o bază măsurabilă a oricărui proces social care l-a găsit în economie. Și de aici a încercat să facă o teorie științifică a istoriei. Dar Hegel nu este logic în sensul că legile silogismului aristotelian, de exemplu, spune el, nu pot să fie aplicate în istorie, că dacă A este egal cu B și B este egal cu C, A egal cu C. Dar până ai ajuns la C, deja A nu mai este, B nu mai este egal cu C. Da? Sau A nu mai este egal cu B. Deci asta este ideea de bază a dialecticii. Și atunci lucrurile trebuie privite în toată complexitatea lor și în relația dintre contrariu. Un alt filozof al secolului 20 a fost Nietzsche, care, interesant, că a criticat materialismul. Deci nu vorbesc numai de critica adusă creștinismului. El a criticat foarte tare materialismul determinist. Și a întors această lume la ideea unei metafizici, care este privită, de fapt, de la Nietzsche încoace, nu ca o metafizică cum a fost privită de Platon, ci ca o metafizică științifică. Asta a fost ideea lui Nietzsche, de a crea o metafizică științifică. Bun, vorbim aici de căutarea unui adevăr ultim în perspectiva istoriei și de a căuta un scop al Universului și de a căuta ceva în spatele acestui univers. Cum a fost la Hegel, nu? În spatele fenomenului, să cauți un adevăr, să cauți o idee. Și trecem în secolul 20, în care începe sexul existențialist, în care ne retragem din lume să ne preocupăm cu frământările și dilemele și frica noastră de moarte și chestiile noastre și după aceea mergem la filozofia, ajunge să recunoască că ea nu poate cunoaște adevărul, că adevărul nu poate fi cunoscut, deci nu trebuie urmărit și științele devin... E foarte interesant că singura redută care rezistă postmodernismul este știința, pentru că știința continuă să construiască modele teoretice, cum e fizica cuantică, cum sunt modele matematice pe care le testează în laborator, da? Nu practic la chestii empirice. Dar interesant că noi respingem, noi respingem și aceste modele teoretice. Știi că noi ne credem că doar ce se pipăie, ce se vede este. Cine a văzut, uite, o întrebare ca spune lecțiunea noastră. Ai văzut acolo să vezi? Aia e chestia, Dumnezeu are ochi? Depinde de analizători optici ca să vadă? Adică trebuie să vezi ceva, ceea ce vedem nu este adevărul, ceea ce înțelegem rațional este adevărul, ceea ce cifrele arată e adevărul, nu? Deci, aici, iarăși, postmodernismul respinge și ideea aceasta. Bun, și atunci tu propui o nouă dialectică bazată pe CP. Eu mă întorc, propun ca dacă e vorba să discutăm problema creațiunii, genezei, da? Problema omului, să lăsăm între știință și religie dialectica. Între știință și Biblie dialectica, da? Și, ca să spun, nu trebuie eu să o construiesc. Eu mi-am încheiat cartea. De ce nu am mers mai departe? Pentru că, în primul rând, nu mai sunt în stare să construiesc, pentru că au construit-o alții. Deci, există destui teologi care au înțeles lucrul acesta și au căutat să dezvolte o dialectică care să stea între Biblie și știință foarte bine și care să rămână la credincioasă dialecticii creștine istorice, adică în credința în adevăr, în Dumnezeu, într-o cauză finală a Universului. Există destui care au făcut treaba aceasta. Nu trebuie să o fac eu. Dar pentru noi aceștia nu există. Pentru noi și cine există? Pentru noi există Walter Veit, pentru noi există GRI, există Discovery Institute, pentru noi există sectele înguste, marginale și irelevante ale Americii. Bun, acum, în mod concret, acum, judecând problema din, cum se spune, din banca, din biserică, din scaunul de... Aici avem problema, Aici întrebarea este în felul următor. De ce un simplu credincios care preferă un mesaj foarte explicat, biblic, foarte coerent, destul de simplu, fără prea multe complicații. De ce ar avea el nevoie de toate aceste demersuri, aceste
procese de gândire, de aceste combinații între filozofie, dintre religie. Da. Pentru el aceste discuții sunt absolut cu totul. Sunt de acord. Dar eu mă duc la Roman 14. Primiți bine pe cel slab în credință. Unul care e slab mănâncă doar verdețuri, da? Nu îl băga pe ăla în templul Diana să mănânce un grătar cu tine la templul Diana. Dar dacă fratele tău mănâncă ceea ce a fost jertfit idolor, nu-i treaba de a să-l judeci. Interesant, Pavel nu spune cel ce nu mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce mănâncă, spune să nu judece pe cel ce mănâncă și cel ce mănâncă să nu disprețuiască pe cel ce mănâncă. Nu spune să nu judece, da? Deci, problema este că noi am ajuns în ideea asta că simplu credincios. Dar nu există numai credinciosul simplu. Tu știi foarte bine ca și mine, câți dintre tineri educați care au făcut școală, mai sunt educați științifică sau filozofică, sau în psihologie și au de credință. Pentru că între această concepție simplistă de babă și lumea reală, există o prăpastie. Și făcând saltul de la bazme băbești și evreiești la lumea reală, au căzut în prăpastie și au pierdut credința. De ce noi nu avem voie să dezvoltăm o teologie adventistă pentru omul sofisticat și pentru cel tare? Adică cunosc din Anglia persoane, tineri, mai ales tineri la 40 de ani, tineri, vorba, da? Nici mai care mai sunt tineri. Cunosc în România destui, care practic, principalul de potignire, deci piatra de potignire pentru ei este Darwin, piatra de potignire este Ellen White. Trebuie să recunoaște asta. Piatra de potignire este Biblia. Și eu un lucru am observat că atunci când le spun acestor tineri, înțeleg dilemele voastre, le am și eu. Și eu accept evoluția organică. Și eu cunosc istoria omului, da? Istoria reală a omului, pe care nu știu poate părinții voștri și nu cunoște lumea din biserică. Cunosc. Dar sunt pastor aici și cu toate că o cunosc, uite ce predic Lanvon, și uite că predic Biblia și uite că cred. Adică găsesc resurse ca să-mi țin credința. Am văzut că lucrul acesta îi încurajează pe cei educați să stea în biserică, dacă să ne interesează până la urmă, deși mă îndoiesc că ne interesează. Problema este că pe nimeni nu interesează faptul că stau în biserică oameni care pun întrebări, când dorința tot mai puternică spunea este ca aceștia să plece, de unde și boletul genezei, da? Nu spui geneza ca noi, cară-te. Da? Deci nu avem nevoie de oameni care să pună întrebări. Însă, ceea ce am observat eu, în momentul când un pastor ca rol model, apare ca rol model, care predică la învăț Biblia și în același timp este adeptul unei concepte științifice despre univers, asta încurajează pe cei care gândesc să rămână. Și de ce poți să le împac pe cele două? Ceea ce nu observă, că treabă, tu ai schizofrenie, cum poți să mergi la o capă și la altă? Ca Dawkins, da? Dawkins. Dawkins, un biolog reducționist. Deci, ca biolog reducționist. Dawkins nu este văzut, ca o paranteză, ca un reprezentant al biologiei evoluționiste de alți biologi evoluționiști. Purtătorul de cuvânt al biologiei evoluționiste secolul 20 și 21 este Stephen Jay Gould. Nu este Dawkins, sau este Ehrlich, de exemplu, este Neil Shobin, este celălalt Sean Carroll, ăștia sunt purtători de cuvânt de biologie evoluționiste. Dawkins este un reducționist care a rămas înțepenit în niște modele ortodox darwiniene foarte, foarte vechi, care nu pot să explice realitatea. Dar, dincolo de aceasta, Dawkins este un om total de cultură teologică, cum dovedește cartea lui The God Delusion. Așa că Dawkins, e un fel de Dan Brown al Academiei. E un Dan Brown și mai mult este un fel de fundamental, un fel de Pat Robertson al darwinismului. Așa că în momentul când vine Richard Dawkins, un fundamentalist materialist, să ia la ceată cu un fundamentalist religios. Pe de altă parte, există savantul nuanțat cum este Stephen Jay Gould, care spune că, cum spune colegul meu Dawkins, că nu mai e un idiot. Poate să crede și Dumnezeu evoluției, înseamnă să spui că jumătate dintre savanții de evoluție sunt idioți. Pentru că cam jumătate de ei cred în Dumnezeu. Da? Autorul sintezei moderne, de exemplu, Dobansky, un ortodox foarte credincios. Un ortodox care citește și pe Dostoevski, nu care, mă rog, nu ortodoxul de ca adventistul, să zic. Problema care este că, așa cum am spus, ceea ce îți oferă posibilitatea acestei tranziții, interfață între cele două, este teologia naturală, este filozofia. Și aici sunt mulți care au lucrat și de o parte, și de partea științei,
și de partea religiei. Deci n-ar fi ateismul o soluție? Ateismul, care este problema? Ateismul este o opțiune filozofică. Da? Este o opțiune filozofică. În ultima instanță, nu ai argumente epistemologice definitive împotriva ateismului și nici împotriva ateismului. Deci este legitim intelectual să fie ateu și legitim intelectual să crezi în Dumnezeu. Credința în Dumnezeu este legitimă intelectuală. Tendința lui Dawkins și a lui Dennett, acel tip care nu știu cum de lumea are răbdare să-l asculte, da? Este acela de a delegitimiza credința în Dumnezeu. A spune că un intelectual nu poate crede în Dumnezeu. Asta înseamnă să ignori toată istoria intelectuală a vestului, care în general se rezolvă din teologia creștină. Dar este foarte clar că ateismul este o opțiune. Și o opțiune pe care o respect. Eu am spus că eu aș vrea să văd ateul în biserică. Adică ateul care crede într-un adevăr, dincolo de a mânca și a bea și mâine vom muri, adevăr care caută ceva, își are locul în biserică. Nu trebuie să condamnăm oamenii pentru opțiunile lor intelectuale. Am observat un puternic accent, să zic, dacă termenul este încă favorabil în comunitatea creștină, cristologic. Da. Deci în predicile tale, în abordarea chiar și a unor aspecte care țin de alte domenii, personajul Hristos pare că te fascinează și încă îți oferă resurse spirituale și morale de a nu cădea într-o variantă sau alta, ori așa, ori așa. De ce Iisus Hristos ar fi o soluție pentru recuperarea mesajului creștin și pentru o reactualizare, o relevanță a lui în... Știi, Hegel face o afirmație în filozofia religiei care contrazice tot discursul postmodern despre religie. Anume că creștinismul este religia superioară. Creștinismul este religia religia ajunsă la maturitatea perfectă. Și în ce sens? Adică creștinismul prezintă pe Dumnezeu implicat în istorie. Și istoria e mama adevărului. În sensul că noi nu percepem adevărul în afara istoriei. Cred că accepți acest lucru. Noi percepem din interiorul istoriei. Ori creștinismul înseamnă că Dumnezeu prin întrupare lui Hristos este în istorie și istoria creștinismului este de fapt istoria lui Hristos. Eu am avut Anno Domini, un serial, în care am folosit până am devenit ridicol conceptul impulsul venit de la Isus. Da? Acest concept nu mai aparține, a profesorului Kenneth Scolaturet, care a scris o carte Anno Domini, de altfel. Deci a fost o plagiere a unui autor care e obscur pentru mulți dintre noi. Ideea care a fost că tot interesul pentru adevăr și pentru libertate, pentru demnitate umană, toată dezvoltarea intelectuală a vestului, nu vorbesc de ortodoxia răsăriteană, eu vorbesc de vest aici. Toată această istorie a vestului, care a schimbat radical lumea, provine dintr-un singur impuls dat de un învățător obscur din Galileea, Iisus Hristos. Apoi avem explicarea acestui mister de către Pavel, care este Dumnezeul întrupat. Și teologia lui Pavel încă n-a fost înțeleasă. Cred că ești de acord cu mine în privința aceasta. Deci, acum suntem într-un tip postmodern, în care noi preferăm să spunem că vestul este o cultură între alte culturi, nu există un sens al istoriei, ferește creștinul de o religie între alte religii și fiecare are religia lui și toate duc la Dumnezeu și Dumnezeu este ceva foarte, foarte vag. Bun, eu resping acest nonsens postmodern. Eu cred că, mă chestiune de creștin modern, care cred că modernitatea este un produs al creștinismului și e indiscutabil că adevărul ultim al istoriei este Iisus Hristos. Și vreau să spun, nu numai al istoriei umane, adevărul ultim al istoriei Universului este Iisus Hristos. Deci eu văd întruparea lui Hristos prin prisma lui Teilhard de Chardin. Adică întruparea lui Hristos este ceva, Chardin nu știa atât de mult de Big Bang și altele, da? Dar întruparea lui Iisus Hristos este ceva ce începe cu primul atom din Univers. Pentru că, mă rog, genele lui Iisus începe atunci să se formeze, de fapt, da? Informația din Univers începe să se formeze atunci. Și toată această informație este în Iisus Hristos. Deci, Logosul, Ioan ne spune, nu ne prezintă ca Geneza, un Dumnezeu distant, care spune să se zică să se facă. Da? Foarte frumos, Geneza, Dumnezeu a zis, a poruncit, e manuarhul oriental, da? Stă pe tron, să fie lumină. Pac, a fost lumină. Dar în Ioan este o altă idee. Și Logosul s-a făcut trup și a locuit printre noi. Creațiunea și întruparea nu pot fi despărțite. Mai mult, moartea lui Iisus și creațiunea nu pot fi despărțite, în sensul că moartea de parte a fi un blestem în viziunea creștină este instrumentul prin care Dumnezeu se descoperă.
Și aici nu văd nicio... Deci această filozofie creștină mie îmi permite să accept orice aspect științific, fără să am insomnii noaptea. Bun, agenda mea. Știu că și alții au insomnii. Știu că mulți și-au pierdut credința. Știu că se întreabă, se frământă. Eu nu vorbesc acestora. Da? Cei care au certitudini de nezrunge, nu le voi sângina eu oricum aceste certitudini. Poți fi sigur de asta, da? Eu oricum nu înțeleg întrebări, nu înțeleg problema. Cei care sunt în zona de confort, n-au nevoie de mai mult confort. Să se ducă, intră pe Speranța TV, vede pe fratele sau prietenul nostru cu tare sau pe altul cu vorbește, explică lecțiunea, merge la trie bien, au toată gama de iluzii confortabile la dispoziție. Bun, opium pentru popor. Unii au nevoie de opium, omul care are cancer, îi dai marihuana. Da? Dar eu vorbesc pentru cei care au curajul să iasă din Matrix la realitatea sumbră, care este adevărul, este foarte neconfortabil. Și în acest adevăr neconfortabil mă întorc la teza mea, prima din carte de care am pomenit. Dumnezeu este aliatul omului în acest univers. Ca să mă întorc la treaba asta. Anticii aveau un tablou mai realist decât noi despre univers. Deci anticii luau lumea așa cum este. De aici tragedia creacă de care am vorbit, da? Lumea este o tragedie. Destinul. Dumnezeu este Dumnezeu care se întrupează. Intră în această tragedie de partea omului. Noi am dat la o parte tragedia și am făcut farsa și comedia. Și din cauza aceasta, adventismul contemporan este autoparodierea adventismului și creștinismul contemporan este autoparodierea creștinismului. Este, cum spuneai, un bleg, e ridicol, e caragios, da? Și tot ce putem face mai bine, ori să râdem, să facem glume pe seama acestui creștinism, cum și noi pe cineva, ori să îl demontăm, să-l demolăm și să mergem apoi la adevărul fundamental al lui Iisus Hristos. Dar noi ne trăim în mintea noastră cu ideea că lumea în care trăim e tragică, că tragismul e doar un accident, spin pălămii, dacă să vezi că mielul zburda cu leu înainte, pe pași și așa mai departe. Nu, universul a fost totdeauna tragic. Și atunci rolul lui Iisus care este? Rolul lui Iisus este implicarea lui Dumnezeu în creațiunea sa până la moarte. E Filipeni 2:5, Kenoa, da? Cu scopul de? Cu scopul de a mântui. Cu scopul de a mântui prin moarte. Și mântuirea se definește ca fiind ce? Mântuirea înseamnă rezolvarea condiției umane. Condiția umană este omul care are gândul veșniciei și totuși are limitele sale. Aici includ și căderea. Dar vine o chestie. Pavel, când vorbește de cădere în Romani, capitolul 1, nu vorbește de un eveniment, ci vorbește de... Vorbește de un eveniment mai târziu, da? Acolo spune aspectul forensic, mă rog, cu mântuirea și mai departe. Dar Pavel vorbește despre o succesiune de cădere. Că s-au întunecat, nu i-au dat slavă și așa mai departe și au zis așa, așa. Deci, bun, Richard Dawkins zice, cum îți explici dacă cineva trăiește în ghetou din Chicago și duce foarte bine, nu îți spui că ăla e criminal, da? Și dacă genele noastre au supraviețuit această istorie rea, nu înseamnă că genele noastre este foarte, foarte mult dintr-un criminal. Deci există o condiționare istorică a păcatului, din care iar trebuie să fim eliberați. Însă, Filipeni 2 cu 5 la 13 este Kenoza, procesul Kenozei. E clar că Dumnezeu care... Iisus care are manifestare de Dumnezeu. Rămâne Dumnezeu, dar schimbă manifestare. Se manifestă ca om și ca rob și ca mort, ca cadavru. Tocmai din cauza asta, spune Pavel, trebuie să fie înălțat Iisus. Nu din cauza că e Dumnezeu, ci din cauza că s-a manifestat ca om. Și ca tare, de când s-a întrupat Iisus, noi nu mai avem alt Dumnezeu decât în formă umană. Noi nu-L cunoaștem pe Dumnezeu decât în formă umană, în Iisus Hristos. Noi... nu mai avem un Dumnezeu transcendental, ci un Dumnezeu imanent în istorie, care e Iisus Hristos. Și încercarea noastră de a ne întoarce la un păpușar cosmic care se trage niște sfori acolo, tot timpul, și din afara Universului, este o falsă, pentru că, zice Iisus, Dumnezeu, am venit cu voi, am murit, sunt cu voi, acum mergem împreună să rezolvăm problema, da? Noi vrem, nu, du-te înapoi în cer și trage sforile de acolo. Nu, sunt aici cu voi, acum. De aici facem totul. Deci, asta este creștinismul adevărat la care vreau să ne întoarcem. Și pentru acest creștinism vreau să spun că discursul impersonal al științei este un duș rece. Pentru că trecem în aceste iluzii în care, și tu ești de acord că suntem băgați într-o lume de iluzii, da? Ne scoate această lume de iluzii știința. Fiindcă ne spune, universul nu este cum se vede în Matrix. Deschideți ochii și vedeți
universul tragic, așa cum l-au știut grecii și chiar evrei înainte de... Și în acest, să spunem, univers tragic și rece, ostil, Iisus Hristos este singurul care poate să ofere confort, perspectivă și speranță oricărui individ? Da, absolut, absolut, absolut. Deci, soluția agnostică e falsă. Nu? De Groșius, la un moment dat, a văzut un univers care de un demiurg și Iisus vine să ne salveze universul Bun, care de demiurg. Versiunea asta seamănă foarte bine, zic eu, cu concepția lui Origen, Apocatastasisul, în care toate lucrurile se vor rezolva la sfârșit într-o formă de mântuire finală. Da. Bine, Origen are o idee preexistența sufletului și căderea lui într-o lume materială, într-o lume spirituală. Deci aceasta este, dar pe la urmă, apocatastasisul, da? Hai să recunoaștem că noi nu vedem pe diavol chiar așa cum îl vede ceilalți. Okay? Bun, n-are legătura asta cu diavolul. Deci, ideea e de că tot universul, într-un fel sau altul, la sfârșit va fi răscumpărat. Nu este asta și concepția de Marea Luptă, pe la urmă. Da? Când fiecare domn spune că, atunci spune că Dumnezeu este iubire, numai că ceea ce nu vedem noi în concepția asta apocaliptică, noi nu vedem că acest univers deja a fost oarecum răscumpărat în momentul când Iisus a murit. Da? Deci Dumnezeu s-a făcut acolo. Da, noi deja am făcut repartițiile, adică unii sunt la dreapta, alții sunt la stânga și atunci doar cei aleși vor fi aici. Exact, nu? Da. Noi nu vrem să recunoaștem, nu vrem să recunoaștem aici. Ideea că Iisus când a venit, de exemplu, să ne întoarcem la Iisus, da? Iisus a venit și a spus, veți face lucruri mai mari decât am făcut eu. Clar, e promisiunea de atunci în jurul săi. Noi am văzut chestia asta ca o promisiune penticostală. Nu mă refer la denominațiune, ci la... Reditarea minunilor, orbirilor. Uite, acum va avea loc, întâlnirea romilor la Chicago anul acesta și frații noștri, iubiți colegi, deja au hotărât ca să aducă Duhul Sfânt, să cadă pe aia pe zi și mă rog așa. Bun. Deci, această utopie penticostală. Dar... Ceea ce e interesant este că omul a reușit să dea vederea orbilor, să vindece boli, să facă proteze bionice și așa mai departe, tot felul de lucruri, da? Și noi încă vrem ca o sfoară de undeva din cer să se tragă și să ridice mordul din mormânt. De ce nu realizăm, nu idolatrizăm tehnologia? Dacă mă întorc la începuturile Revoluției Științifice la Societatea Rosicruciană, ideea era să fiu un creștin ascet, dezinteresat. Să faci cercetare, să vindeci oamenii și să nu iei bani, să treci ca un sărac, dar să controlezi forțele naturii spre binecuvântarea oamenilor. Aici e problema. Deci problema care o văd eu cu lumea modernă este că lumea modernă a căzut într-o idolatrie. În sensul că modernitatea s-a desprins de rădăcinile teologice, care au fost la început. Și clar că Descartes a fost încă un creștin, da? Și Newton, și Kant, și Hegel au fost încă creștini. S-a spus de aceste rădăcini teologice și a căzut într-o lume a egoismului și a lăcomiei, în care facem simonism, adică darurile care le-a dat Dumnezeu, noi le facem bani cu ele. Bun, cine vine pentru aceasta? Acum hai să mă întorc la problema, punctul pe ei. Problema este că această concepție în care scopul oricărui om e să aducă, să câștige bani. Și scopul acelor bani e să aducă alți bani mai mulți. Și scopul bisericii să aducă bani, la urmă, prin zecime, da? Și să fie reinvestiți în alte biserici. Și toate aceste concepție care a transformat darul lui Dumnezeu în profit are binecuvântarea exact acelei teologii care ne cere să citim Geneza cu accentul pe hocus pocus, da? Pe creația manipulativă. Deci, cum acum te întreb eu pe tine, cum îți explici tu că creaționiști din America, cei mai înveterați adepți ai predării la inteligent design în școală și că universul are 6.000 de ani și oamenii au umblat cu dinozaurii. Oamenii aceștia, din punct de vedere social, gândesc ca cel mai înverșunat darvinist social. Uite la Partidul Republican. Conducerea este darvinist socială, mai ales neoconservatorii, da? Deci conducerea fără Dumnezeu, care mai dă din gură despre Dumnezeu, da? Care cred că Dumnezeu este banul și puterea militară. Și dacă discuți cu ei, ei cred în darvinist social. Survival of the fittest, în spencerianism. Aceeași concepție au urmașii lor naivi care îi votează mereu, care de fapt cred în creaționism. Și pe bază creaționism, ei vor să țină femeia cu salariul mai mic și negru să fie inferior și asta e țara să și vedea. Cum se explice treaba asta? De unde până unde geneza ajunge să fie în pat cu darvinismul, nu cu Darwin, cu Spencer, care e darvinismul social, nu? În pat cu darvinismul social și zice,
tu ești evoluționist, teist, apostaziat. Uh-huh. O, tu ești liberal, ești cu ăia care vor să-i ajut pe săraci, probabil, nu? Apostat, antichristul lui din Left Behind, care vrea să ajute țările în curs de dezvoltare. Uh-huh. Îngrozitor, auzi, antichristul ajute țările în curs de dezvoltare, știi? Sau să protejeze mediul. Deci, inevitabil, geneza este transformată în cărticica roșie. Este ideologie, da, categoric. Geneza e folosită ca ideologie. Este ca ideologie pentru că geneza justifică ordine post-lapsariană. De survival of the fittest, de unii au drepturi care le au alții, rase superioare, rase inferioare, diferență de drepturi între sexe, sclavie. Deci nu poți justifica geneza în lumea creștină, sclavia în lumea creștină, decât la citirea literală a blestemului Noe. Okay? Și asta s-a făcut. Pentru că Darwin, cât el de Darwin, a fost împotriva sclaviei. Și a fost împotriva rasismului. Deci a considerat că albii sunt rase superioare. Dar a fost pentru a trata celelalte rase cu bunătate. Bun, și atunci alternativa la o citire literală sau literalistă, da. Literalistă, pentru că literală este natura, tehnic vorbind, este citire să fie literală, ținând cont de contextul în care a fost scrisă. Dar de citirea literalistă, alternativa la citirea literalistă a genezei ar fi, să spunem, o citire esențială, și anume Dumnezeu este cauza, El a creat omul. În acest context ne putem considera fii ai lui Dumnezeu după chipul său, fără să intrăm în amănunte de ordin tehnic sau de ordin mitologic. Da. Avem o anumită direcție, suntem solicitați să participăm, să ne responsabilizăm, să luăm în stăpânire ceea ce ni s-a oferit în sensul pozitiv, creator și nu distrugător sau risipitor. Deci, citind Geneza și apoi ulterior celelalte elemente ale Bibliei în această paradigmă, cu siguranță că asta conduce la o altă atitudine care ulterior este confirmată chiar de Hristos. Da. Iisus este cel care vrea să detașeze toată, să zic așa, să ne responsabilizeze, să detașeze tot accentul de la un Dumnezeu care, cum ai spus, hocus pocus, toate problemele rezolvă, le pune în mâna omului și omul este de fapt înnobilat și însărcinat să fie de fapt co-partener, colaborator cu Dumnezeu însuși. Corect. Și cât privește viespea lui Darwin, de exemplu, da? Nu Biblia trebuie să spună la întrebarea asta. Să nu o citire literală a Bibliei, ci o filozofie a naturii care stă între Biblie și știință. Înțeles. De exemplu, vreau să spun, prind anticreștin, răspunsul lui Nietzsche mi se pare formidabil acolo. Adică există o luptă în natură împotriva ceea ce e nobil. Și există lupta ceea ce e nobil ca să se ridice. Aici vedem aspectul căderii universului și a mântuirii, nevoie de mântuire. Ultima întrebare. Da. Fără să apelăm la niciun fel de ism și la orice fel de nuanțe, să zic așa, sectare ideologice sau religioase, cum te descrie tu ca pastor? Eu mă descriu ca adventist radical. Deci, înțelegând că adventistul radical, deci adventistul pionerilor, n-a avut un ism. Dar a fost radical ca atitudine. Adventismul radical este foarte clar că a fost deschis, foarte deschis la știință în timpul lui. Înțelegând că știința în timpul lui însemna Bacon și Newton și Thomas Reid, dar cert este că a fost deschis la această știință. Chiar și viziunea astrală, proiecția astrală a Surrey White, este destul de newtoniană, trebuie să recunoaștem, într-un timp în care mulți creștini conservatori în America credeau că Pământul e plat. Da. Elena, totuși, merge pe sistemul solar, merge pe Saturn, pe Jupiter, aproape că e Jules Verne, nu? Deci era o deschidere spre știință și era o convingere că omul poate prin știință să rezolve problema oricărei boli. Deci doctrina reformei sanitare este că Dumnezeu prin o anumită știință medicală, bazată pe medicină naturistă, sau spune el, prin înțelegerea legilor naturii, omul poate să rezolve orice boală. Pe de altă parte, e clar că adventismul de pionerat era radical din punct de vedere social. Și vreau să dau celebra dilema lui Joe Cruz, dilema idiotă a marului profet al fundamentalismului adventist, Joe Cruz. Anume că dacă nazistul vine Gestapo la tine și evreu în șifonier, tu n-ai voie să minți. Lași pe seama lui Dumnezeu, pe mai evreului. Și Elena spune, dacă sclavul vine și se ascunde la tine în casă, tu să minți. Nu da pe mâna stăpânului. Pentru că nu e proprietatea stăpânului său. Deci, acest radicalism care i-a făcut pe adventiști să nu se roage cu Lincoln
în timpul războiului de secesiune, considerând că un președinte american care cheamă poporul la rugăciune este un ipocrit. Mi-ar place să au și astăzi asemenea remarci, care l-au acuzat pe Lincoln că caută păstrarea Uniunii, nu eliberarea sclavilor. Da? Deci care au fost împotriva rasismului, cu toate amalgamele lui Ellen White. Da? Dar vreau să spun că cu toate amalgamele lui Ellen White, Iuraia Smith a dat un argument extraordinar împotriva rasismului. A spus, nu ne interesează dacă sunt fiul lui Adam, ci dacă sunt fiul lui Iisus. Nu mă interesează Adam, Iisus mă interesează aici, nu? Sau noi, mă interesează Iisus. Bun. Deci acest adventist radical care a fost anti-imperialist împotriva războiului din Mexic, A.T. Jones, da? Cești cărțile lui A.T. Jones, un radical, separarea bisericii de stat categorică. Bun, eu mă consider un adventist radical. Adventist radical nu este o persoană cu un set, un crez stabilit. Sunt un urmaș... Sau definitiv, da. Mă consider un urmaș al lui Iisus, da? Care cred într-o misiune și cred în revenirea lui Iisus într-o formă sau alta. Deci cred într-o victorie finală a lui Iisus. Dar sunt deschis la tot ce este, la tot ce pot învăța nou din Biblie sau din cartea naturii, sunt deschis. Deci sunt un adventist radical, înțeleg că și ce mă consolează, dacă Uriah Smith, John Loughborough și, hai să spun, A.T. Jones, nu mai spun de A.T. Jones, da? Da. Sau de Kellogg. Andrews. Da, Andrews. Ar trăi în timpul nostru, știu că ar fi excluși. E foarte clar că n-ar avea loc în biserica noastră. Deci asta mă consolează. Nu mai vorbesc de Kellogg și de Jones și de Wagner, care au luat cizma în spate fără probleme. Este foarte clar că biserica prezentă este un loc inconfortabil pentru adventist radical, dar eu, în privința asta, mă consider numai un adventist radical, mă consider un luptător. Adică sunt un tip care, și care trebuie, eu când, la vârsta când toți aveam bătăi în spatele școlii, eu nu eram un tip periculos în primele minute. Un casam. Deci cu ce eram periculos? Când mă băteam până celălalt ori pleca, ori pierdea, ori abandona, ori să se plictisea, știi? Eu sunt tipul care insistă, care merge până la capăt. Așa că nu sunt tip, zic, ok, o să fiu exclus, atât de afară de lucrări, nu pun problemă așa. Eu zic că o să mai merg încă în continuare. Așa și sunt convins că ceea ce fac bine. Adică că este necesar ceea ce fac. Că e necesar. Și înțeleg că e o necesitate crudă pentru unii, e o trezire dură la realitate pentru unii, dar cred că această trezire va salva pe alții. Edith, mulțumesc foarte mult pentru răspunsurile tale oneste. Mulțumesc pentru întrebările directe. Directe și foarte la obiect și atunci îți doresc succes în activitate. Da. Mulțumesc. Și cu siguranță că un asemenea demers. Și aici vreau să fac o mică precizare și după aceea... Și că nici tu nu ești prea ortodox, așa că... Nici eu nu sunt prea ortodox, dar nici atât de revoluționar. Din punct de vedere al lor ești mai revoluționar, da? Lăsăm asta pentru altă discuție. Nu vreau să te pun în pericol acum. Nu. Problema este următor. Ceea ce n-au înțeles mulți din cei care te ascultă sau care doar ascultă bârfele vis-a-vis de prezentările tale este faptul că este o distinție între demersul în sine și concluziile care, cu siguranță că nici nu apreția că sunt definitive sau sunt finale. Ora, acești oameni nu înțeleg că, de fapt, demersul în sine este extraordinar și este important și necesar. Nu neapărat că în anumite privințe concluziile tale sau părerile tale ar putea fi literă de Evanghelie. Ora, un asemenea demers se impune, este necesar și obligatoriu, pentru că fără o asemenea abordare critică a fundamentului, fără să ne evaluăm permanent bazele și sistemele de referință, suntem în pericol să cădem nu numai în derizoriu, dar efectiv să sfârșim în groapa de gunoi a istoriei. Și atunci acest impuls, acest demers este obligatoriu pentru orice creștin sau chiar adventist. Ori aici văd eu, de fapt, necesitatea unui demers în adventism. Acum vreau să spun un lucru. Uite, eu vreau să dau două cazuri extreme, de Brisme și Ford. Da? Nu trebuie neapărat să fii de acord cu Brisme și Ford. Ca să recunoști că problema care a ridicat-o este o problemă reală. Da? Ori problema bisericii nu este că nu i-a primit cu brațele deschise pe Brisme și Ford să zic că aveți dreptate. Hai să învăț la picioarele tale. Și problema este că au refuzat să accepte demersul. Exact. Și problema care au ridicat. Absolut. Și ne-am închis și mai mult. Dacă Elena ne-a avertizat ceva în Council to Teachers, Parents and Students, că dacă ceva din ceea ce noi predicăm nu stă la o examinare, la o scrutinare, e bine să renunțăm. Și de ce? O vor face alții. Mie mi se pare că este mai important ca noi să ne examinăm pozițiile nu numai biblice, ci și epistemologice, înainte ca să fac alții. Pentru că când o fac alții, o fac vorba unui nene contabil de la conferință, pe vremea lui Ceaușescu,
vezi că ea de la miliția economică nu vorbesc cu iubite, frate. Deci, aceea, când o vor face, o vor face fără mânuși. Încă o dată îți mulțumesc, da, și mulțumesc aici se încheie interviul nostru în această ocazie. Vă dorim același lucru, și anume să aveți o dispoziție și o cât mai multă deschidere pentru orice demers care ne poate ajuta să înțelegem mai bine bazele, fundamentele și să găsim o direcție cât mai pozitivă în viitor. Vă mulțumim!